Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragilor, și din seria Haideți să mărțișorim împreună, astăzi facem libelulă croșetată. Un proiect foarte, foarte frumos, eu sunt foarte entuziasmată de rezultat. Acestea sunt tip broșă, pot fi purtate cu ață de mărțișor în perioada aceasta de după 1 martie, dar după aceea poate fi utilizat ca accesoriu. Așezați voi buclele și firele așa cum vă place. Asta e doar așa ca să vă exemplific că poate fi purtat și ca mărțișor. Au atașat ac de broșă, uitați la toate, le-am pus astăzi. Găsiți și ace de broșă și fire și croșete și mărgele tot la fir de tricotat povești, bineînțeles. Găsiți de toate acolo pentru a putea crea astfel de frumuseți. La fir de tricotat povești, să știți că dacă faceți comandă pe site astăzi, în prima parte a zilei, aveți toate șansele ca mâine să aveți produsele acasă. De cele mai multe ori, dacă produsele sunt pe site, asta înseamnă că sunt pe stoc. Și dacă se face comandă până vine curierul, a doua zi, și dacă curierul își face treaba așa cum trebuie, a doua zi și aveți produsele. Uneori se întâmplă că dacă întârzie, nu e vina celor de la fir de tricotat povești, e vina celor de la curierat. De cele mai multe ori. Îmi place tare mult ideea de astăzi, eu v-am mai arătat-o într-un live al meu. Sunt foarte entuziasmată eu, sper să fiți și voi la fel de entuziasmați și să faceți cât mai multe astfel de mărțișoare. Mulțumesc că sunteți alături de mine, haideți să pornim la lucru și să facem libelule croșetate, broșe, da? Care pot fi un accesoriu superb la orice ținută credeți voi că se potrivește. Și acum de mărțișor, s-o minunăție, nu? Pupici, la lucru! Și pentru a lucra aceste frumuseți, ne aducem la îndemână tot ce avem nevoie. Deci, de ce avem nevoie? De firul cu care vom lucra, vedeți că am lucrat cu alb, cu un roz pudrat, cu un mov, acum voi lucra cu alize diva, cu roșu. Aici e bumbac, în toate celelalte cazuri, e bumbac de acesta, Catania, e bumbac de foarte bună calitate, e bumbac mercerizat, are lucio și lucrările arată perfect, au ținută, nu e un bumbac moale. Deci este perfect și acesta, dar și alize diva îmi place, deși nu e bumbac, e acril, are lucio și la mărțișoare se pretează perfect, cu acesta voi lucra astăzi. Ne mai trebuie croșeta cu care vom lucra. Eu am aici 1,75, dar poate fi lucrat și cu 1,5 și cu 2. Alegeți voi varianta care vă este mai la îndemână. O forfecuță, bineînțeles, mărgeluțe, perluțe, dacă vreți să faceți la fel cum am făcut eu. Știți că eu mi-am comandat pentru gulerașul acela pe care l-am testat, mărgeluțe de pe Temu. Dar va dura vreo 10 zile până mi-ar veni și abia atunci voi firma gulerașul acela pe care vi l-am prezentat. Am luat un șirac de mărgele dintr-un magazinaș unde se găsesc tot felul de mărgele, brățări și chestii handmade și am luat un șirac de mărgele în urmă cu un an și de atunci tot lucrez, tot am din ele. Cine mai trebuie? Un ac care probăm. Eu am un ac foarte subțire, am mare problemă cu băgat o ață în ac, abia am reușit. Că trebuie să probăm să ne treacă mărgeluțele prin ac. Uitați, la mine trece, de aceea e cel mai subțire ac pe care l-am eu, pentru că mărgeluțele n-au o gaură foarte mare. Am avut o perluțe care avea o gaură mai mare. Și încă un ac, de data asta mai gros, în care să avem puțin fir. Este firul acesta pe care îl punem pe mijloc, la mărțișor. Deci aici la cele două am pus cu verde, aici cu un maro mai închis, aici am un bej, spre somon mai mult, culoarea somonului. Voi pune la cel roșu făcut astăzi. Cam de atât avem nevoie. Bun, haideți să pornim la lucru, să vedeți cât de ușor se face o astfel de libelulă, un astfel de mărțișor sau accesoriu, că dacă îl facem broșă, îl putem purta ca și accesoriu, să înfrumusețăm ținuta noastră. Deci luăm firul, croșeta și începem. Facem ochiul inițial. Puteți să-l nodați, cum porniți voi.
E foarte ușor de făcut chiar și de începătoare. Și acum facem 10 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ochiuri de lanț. Acum ne ducem în primul ochi și facem picioruș alunecat. Acum, pe cerculețul acesta vom lucra 20 de piciorușe scurte unul lângă altul. Lucrăm și pe firul acesta de început ca să-l putem tăia la un moment dat. Deci 10 piciorușe, 20 de piciorușe scurte. Le numărăm ca să ne iasă că avem nevoie de 4 petale, care să fie exact la fel, 4 petale, 4 aripioare, pardon, care trebuie să aibă aceeași dimensiune. Deci am făcut 1, 2, 3. Vedeți că lucrez și peste fir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vedeți că le-am lucrat. Ne mai împingem, trebuie să ne mai încap încă 10. 8, 9, 10. Ia să vedem, suntem la jumătate, aproape, mai tragem un pic. Trebuie să mai încapă încă 10. Uitați, firul acela pot să-l las deja, când nu mai e suficient, e fixat. Și continuăm cu încă 10 piciorușe scurte. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, și le mai împingem, 17, 18, 19 și mai trebuie încă 1, 20, 20 de piciorușe. Acum în primul picioruș aici pe care l-am făcut, unim cu piciorușul alunecat și încă un ochi pentru fixare. Și acum avem nevoie de forfecuță, tăiem firul, nu-l lăsăm foarte lung. Tăiem pe acesta pe care l-am lăsat. Așa. Și avem nevoie de 4 astfel de aripioare. Eu mai am 3 făcute deja. Și să vedem cum le asamblăm. Deci le punem. Pe asta a fost prima, l-am lucrat un pic mai lejer. Vedeți că pare un pic mai mare. Nu. Deci strângem tare și tăiem undeva la 2-3 mm. Da? Strângem ochiul ăsta de fixare bine și la 2-3 mm tăiem. Pardon, iertați-mă. Ca de obicei, am emoții, vedeți? Bun. Și acum le punem cu fața în sus ca să aibă același aspect și luăm acul cu firul mai gros, acela din care facem mijlocul și înșiruim, dar băgăm prin amacul cam gros, o să-mi intre mie un pic mai greu acul. De ce ai fi luat eu acul ăsta așa gros? O să trebuiască să schimb acul. Este prea gros și mi intră mai greu. Schimb acul. Și am luat un ac mai subțire. Vedeți cât, cam care e diferența. E tot cu găurile măricele, adică am intrat cu ușurință în ac. Și acum luăm fiecare în parte și băgăm în capăt aici, dar băgăm, vedeți, prin ea, prin ochiuri. 1, cu aripioară, a doua, vedeți că intră mult mai ușor dacă nu e acul foarte gros. Ăla n-avea nicio șansă, a cât era de gros. Am uitat că dacă am făcut fluturaș, bă, astea, fluturaș, libelulă, acum mai bine de 2 săptămâni, am uitat detaliul ăsta. Și băgăm prin toate patru.
Îți vedem voi cât de ușor e, dacă nu se înnoadă, bineînțeles. Am o sandalet. Și acum le așezăm cu fața în sus pe toate și pur și simplu înnodăm aici. Ca să fixăm ca lumea. Am înnodat și acum mijlocul acesta pur și simplu dăm firele, trebuia să lasem mai lung firul, când două am mai mult spor. Acesta am făcut mai mică, un pic. N-am mic, se așează cu mărceluțele. Deci, dăm pe mijloc, dar nu foarte mult, și în stânga și în dreapta, adică să arate bine că aceasta este fața mărțișorului, fața libelulei. Da? Uite că mi-a ajuns să dau. Și acum, pe dos, blocăm cumva. Și o să-l las pe ăla deoparte și bag tot cu acesta. Și acum înnodăm și tăiem, că e practic doar un mărțișor, nu e o haină care trebuie îmbrăcată, că dacă lipim și facem broșă, oricum punem silicon și se blochează aici. Da? Deci un nod și încă unul pe care îl strângem foarte bine, 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 și tăiem. Și am terminat cu partea aceasta. Acum trebuie înfrumusețat cu perluțe. Vezi că arată foarte bine. Deocamdată, acum trecem la acul subțire prin care am probat deja că intră, facem nod. O să fixez eu nodul, adică o să, ca să nu mi se vadă cumva, și mă duc la baza unei aripioare. Și vedeți că am pus câte două perluțe la fiecare aripioară. Iau două perluțe. Deci una și acum avem perluțele pe ață, prindem în partea de sus a aripioarei, deci am băgat prin lucru și acum alături, deci nu în același loc, venim din nou înapoi prin perluțe. Ele, dacă s-a așezate una lângă alta, uitați că intră ușor. Scoatem prin perluțe din nou și strângem. Bine, bun era dacă fixam eu deja în lucru. Și ne ducem aici din nou la bază, ca să fixăm perluțele bine, bine, bine. Tragem de ață bine și ele se vor fixa, vor rămâne fixate în aripioară. Da? Și acum ne ducem și facem același lucru la următoarea aripioară. Deci ne ducem la baza ei aici. Încercăm să fim atenți cu firul ăsta, că am mai pățit eu. Am tras tare și am fost nevoită să tai ața. Și din nou, luăm două perluțe. Și le băgăm cu acul, dacă avem ac subțire, este foarte ușor,
La fel, ne ducem în partea de sus a aripioarei. Vedeți, și ele intră la locul lor foarte multă ușurință. Ne ducem alături, un pic alături măcar, și înapoi prin perluțe. Se intră foarte ușor și cel mai simplu e să intrăm și în lucru aici, pentru că nu ne mai scapă și este foarte simplu. Și acum tragem de fir bine și s-a fixat. Vedeți cât de ușor e? Și de aici ne ducem pe dedesubt la următoarea aripioară. Și așa facem și la aceasta și la aceasta, la fel cum am făcut la primele două. Și după ce am pus și la ultima aripioară, acum facem codița libelulei. Deci ne ducem de aici, de unde am încheiat aripioara, în capăt aici, și aici punem, aici am pus 3, aici am pus 4, aici tot 4, dar am pus și sticloase, așa, una de aia. Puneți ce, și am pus 1, 2, 3, 4, chiar 5 aici. Așa, aici tot 5, aici 3. Nu știu, cred că voi pune 4 la aceasta, ia să vedem. Uite că e câte o perluță prin care nu mi-intră acum. Unele sunt, au găurile, deci nu vreau să forțez. Uite, nici asta, ia să le dau eu deoparte pe astea care îmi creează. S-a intrat. Nu sunt mărgeluțe cumpărate, adică pentru a lucra cu ele, eu am luat un șirac de mărgele și avea o oață foarte subțire, cred că au fost înșiruite la mașină. Nu cred că sunt înșiruite de mână. 3 și aș mai vrea una. Hai, sper să intre. Gata, a vrut. Și acum trebuie să le fixăm cumva și pe acestea, așa că voi întoarce pe dos. Și intru, că dacă bag prin asta, îmi iese din a doua mărgeluță. Dacă și nimeresc, eu de obicei când filmez nu prea le nimeresc. Hai. Când nu filmez atât de repede, merge totul. Așa. Și mă duc aici. Acum. Dacă aveți o mărgeluță mai mare, deci se merge în capătul ăsta la alt. Așa. Haide. Face figuri, îmi făceau mărgeluță, nu voia. Și uitați, în felul acesta, da, stați că n-am tras de ață până la capăt. Nu vă încurcați, vă rog frumos. Vă rog frumos, nu vă încurcați. Trebuie să trag de ață până la capăt, ca lume. Gata. Și acum aici prindem o mărgeluță mare. Dar eu nu am mărgeluță mare. Am o, adică mărgeluță de aceasta cu gaură. Este de la un ornament cu fier și mă voi folosi de el cum am folosit și la celelalte, că nu mai am mărgea mare. Așa că voi fixa puțin cu acul aici pe dos, ca să fiu sigură că mi-am fixat mărgeluțele de la codița libelulei. Și încă o dată și gata, ajunge, că pun eu silicon aici, că îl fac broșa. Libelul aceasta, dar. Și eu având chestia asta, nu fac altceva decât să-mi fic pur și simplu cumva, dar mă duc până la capăt, până în partea cealaltă. Deci o să iau prin pur și simplu răsucesc până mi intră în lucru și o să intru chiar și prin mărgeluțele de aici. Da? În așa fel încât să o fixez aici în capăt. Mie mi se pare că e mult mai frumos cu o mărgea mare aici, exact cum am făcut și la acestea, nu? Și am băgat deja
prin spate, ușor, așa, prin cusătură și vedeți că am prins și prin mărgeluțele acestea de la codiță. Nu o ducem foarte jos, o lăsăm puțin mai sus, așa. Și capătul ăsta îl îndoim și eventual îl băgăm din nou prin mărgeluțe. Găsim noi o cale, în așa fel încât să nu deranjeze. Și gata! Și am terminat. Și să știți că are ținută, adică nu e moale, pentru că mărgeluțele astea puse și între petale păstrează, uitați, trebuie găsit să văd ce fac, ia să văd, no, am tăiat mai scurt chestia asta. Da, cred că am să tai, la fel și o să las doar puțin îndoit la vârf, e varianta cea mai simplă. Bun, și acum avem de aceasta pentru broșă, ac de broșă și vedeți, acum varianta cea mai simplă e cu o picătură de silicon, am prins-o pe dos și gata, dar vedeți că are și găuri. Asta înseamnă că putem să coasem. Deci cu ac și ață putem coase acul de broșă pe spate. E mult mai simplu cu silicon, dar dacă nu avem pistol, asta nu înseamnă că nu putem să facem să coasem. Și să știți că de data asta eu voi coase. Mai aduc să mai încălzesc pistolul pentru doar o libelulă, o broșă. Și coasem pur și simplu pe dos. Bine, aș putea să cos cu ață roșie ca să nu se vadă. Voi faceți cum vă place, fie cum coase sau prindeți cu silicon. Astfel am terminat. Și până la urmă mi-am încălzit asta de silicon, că am zis eu că nu, dar e mult mai simplu. Și pun câteva puncte, uitați, putem pune și peste mărgele, că nu-i problemă. Și lipim acul de broșă. Nu l-am pus în poziție bună. Aici am pus în ac mare de broșă și el rămâne fixat, nu se desprinde de aici sub nicio formă. Și uitați broșa noastră și putem să-i atașăm și un fir de mărțișor în perioada aceasta și apoi poate fi folosit ca accesoriu fără fir de mărțișor. Haideți să pun și la următoarea. Deci o picătură trebuie și pun ac mic și gata. Și uitați cât de delicat este și cât de frumos. Mai am, da, așa și mai am încă unul mare. Vedeți că la ăsta alb îi pun mic. La celălalt îi pun mare. E foarte simplu când ai instrumente la îndemână, dar v-am spus, nu e, e puțin mai complicat ca să putem să coasem, dar vedeți că acele acestea de broșă, uitați și astea mari, au câte 3 găuri, astea mici au câte 2. Și în felul ăsta, oricum putem să ne facem treaba. Da? Uitați cât de frumos. Și la ăsta o să-i pun unul mare, că unul mare mai am. Aș mai avea, eu trebuie să mai am eu în cutiile mele pe undeva, dar nu mai caut acum. Punem mai mult un pic aici și facem așa ca să nu rămână firul înșirat. Și punem acul de broșă. Așa, să nu se vadă de fluturaș. Fluturaș, libelulă. Și gata, dragilor, gata. Le-am rezolvat pe toate. Am tăiat și capătul de aici, că am pleștișor, am tot ce îmi trebuie ca să pot să creez astfel de minunății. Și uitați voi ce frumuseți am aici. Nu? Numai frumuseți am. Eu sper că v-a plăcut ideea și că o să aveți curajul să faceți și voi astfel de frumuseți. Nu? Eu vă pup, vă îmbrățișez cu tot dragul și vă urez numai și numai bine.
și să aveți o primăvară extraordinară. La revedere!